Andrei, cred că baza asta era a lui Herobrine. Astăzi ne vom juca Minecraft și vom găsi cea mai secretă bază în copac. Yay! Hai să mergem aici să vorbim cu Arden, care practic ne va ghida către baza secretă. Și practic ne spune în momentul de față faptul că... Ia, vino încoa. Se mișcă ca Freddy din FNAF. Da, ideea e în felul următor, Andrei, vino încoa. Ne spune că practic noi trebuie să găsim baza și gen, efectiv noi nu știm în momentul de față unde este baza. Vezi, Doamne, și noi trebuie să mergem peste tot pe aici și să vedem unde ar putea să fie baza, gen, adică noi trebuie să ne dăm seama unde e. Și uite, aici e o cameră de supraveghere care supraveghează tot locul ăsta. Și Andrei, de ce ai împietrit, efectiv? Bine, hai să o căutăm, let's go! Bun, păi hai să mergem pe aici și fii atent, înainte de toate. Ia vezi. Uite, bă, ce scrie pe sign-ul ăsta? Adică, ce arată sign-ul ăsta? Te prinzi? Copaci. Andrei, copaci sunt peste tot. Copaci care scad, care cad? Nu sunt copaci care se deschid, gen arată ca un copac de la care se deschide, că e o bază secretă, gen. Nu știu, bine, așa mi se pare că arată, cel puțin. Dar fii atent, Andrei, ideea e în felul următor. Știi ce n-a făcut lumea? Și gen, ce n-am specificat și ce trebuie să facă lumea acum? Like, like-ul suprem la acest videoclip, oameni buni. Un subscribe, un clopoțel și de asemenea nu uitați de mărciule pe Instagram.ro. Nu uitați că pe data de 13 aprilie o să se lanseze modelul cu Andrei 2010, care o să fie ediție limitată. Nu o să fie neapărat stoc limitată, o să fie ceva ediție limitată. Așa că, Andrei, hai să mergem. Și, bă, ce? Ce, bă? Cât ziceai astea, am găsit că... Așa, bun. Ne duce busola la bază. Bă, da, tu nu ești prost degeaba, bă. Bravo. Păi, ok, hai să vedem. Bă, da, nu te cred că ești atât de inteligent. Ai de... Oh my god, stai așa, stai să intru și eu. Bă, cât de deștept. Uite-te și tu, frate. Cât de deștept. Bă, da, de când ești tu așa deștept? Wow. Bă, băiatule, cum arată! Iar Arden, păi da, trebuia să... Wow! Efectiv, ok! Hai să vedem ce zice! Bine, ai venit în baza secretă! Mai sunt încă 3 copaci în baza asta pe care trebuie să-i găsi... Wow! Andrei, și că mai sunt încă 3 copaci pe care putem să-i găsim în baza asta, gen... Da, ok, reacția lui Andrei, gen. Da, foarte, foarte amuzant, ce pot spune. Bă, băiatule. Ok, Andrei, păi în cazul ăsta eu zic să începem distracția și să vedem ce se găsește în această bază. Ok, păi hai să începem. Oh my god, bine ați venit fără Andrei. Oh my god, unde râd și eu? Tu ai scris asta? Ce? Cum adică eu am lăsat asta, gen? Cum adică eu am scris asta? Stai, ce? Ce? Bro, cum adică? Nu știu despre ce vor. Fotbal! Hai! Wow! Bă, ești... Bă, wow, ia stai puțin, ce? Ai de capul meu, ok. Hai să jucăm fotbal. Hai să jucăm... Bă, stai. Homă! Na, poftim, efectiv, uite-te și tu. Bă, frate, am dat, bă, copaci. Păi stai, mă, frate, lasă copacii. Hai să dăm mingea acolo unde trebuie. Deschide ușa. Na, poftim, by the sami. Hopa, ia stai puțin. Hopa. Ho, bravo. Hai să jucăm. Bun, fii atent, deci tu stai în partea aia, eu stau în partea asta, da? Hai să vedem. 3, bă, și ce? Și fii atent, ia, regulă. Dacă vrem să dăm gol... Da, trebuie să atingă ușa. Trebuie să deschidem ușa. Ok, bine, hai. Merge. Hai, 3, 2, 1, start. Ok. Hai, nu. Deschide ușa. Hai, nu. Na, ce e asta, bă, băiatule? Pe aici... No, realizez că nu o să dai niciodată gol, nu? Conștientizez faptul că în viața ta nu o să dai gol, gen. Conștientizez treaba asta, nu? Realizez că efectiv... Nu, cred că nu înțelegi. Cred că nu înțelegi efectiv. Da, yay, gol, gata, am dat gol. Haha, 1-0. Ok, bun, da, perfect. Bun, perfect. Hai să mergem, Andrei. Este 1-0 la fotbal, ca de obicei pentru mine. Adică, clasic, rău de tot, n-am ce să... da, ok. Păi, ăsta e puțin.
Copacul ăsta nu ți se pare parcă puțin diferit față de ceilalți copaci? Are umbră? Exact! Exact! Și uite primul copac secret pe care l-am găsit din baza secretă cu copacul secret. Dar stai! Andrei, înainte să deschizi orice chest, am o informație prin căscuță cum că în unul dintre aceste chesturi se află un Iron Nugget. Prima persoană care găsește acel Iron Nugget primește în momentul de față 10 lei. 3, 2, 1, start! Ok, hai să vedem! Hai să vedem unde e, unde e, unde e, unde e, unde e. Ok, trebuie să fie în unul din chesturile astea. L-am găsit, l-am găsit, l-am găsit, l-am găsit, l-am găsit. Bă, îmi pare rău, frate, 10 lei sunt 10 lei. Aștept 10 lei, hai, hai, hai să văd aia 10 lei. Mă, tu trișezi, tu l-ai pus? Bro, despre ce vorbești? De, nu, chiar, chiar nu știu despre ce vorbește băiatul ăsta. Andrei, l-am găsit pe bună. Tocmai ce ai prins un portal folosind buton gen. Ok, hai să mergem. Oh, unde poate să duc acest portal? Opa, opa, opa. Ok. Bă! Înapoi, da, 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 da. Hai să mergem înapoi. Cred că nu e ok, cred că nu e ok să ai nu ăla. Ce aventură pe cinste Nether. Andrei, după cum poți observa, aici am nimerit într-o cameră de cesură destul de interesantă. Dar fii atent, am primit din nou prin căscuță o informație în care mi se comunică cum că în toate aceste cesturi este ascunsă o bucată de coal. Primul care eu găsesc, primul care găsește bucata de coal primește 10 lei plus încă 10 lei. În total 20. 3, 2, 1, start! Ok, realizez că gen... Hai, mă! Ok, presupun că ai găsit-o, dar... unde era, mă? Unde era? Arată-mi tu, pune... Nu era aici. Nu, literalmente nu era aici. Ok, bine, în orice caz, Andrei, să zicem că ai câștigat. Aici avem un enchant, acum practic noi vă facem un tur al acestei baze pe care noi tocmai ce am achiziționat-o. Gen, practic am achiziționat-o, ok. Mă, copacul ăsta nu-mi pare dubios cumva? Exact! Bă, frate, nu pot să cred că e încă un copac. Ok, hai să vedem ce... Ai, bă, cutiuța poștală, frate, n-am primit nimic, gen. Hai să vedem ce se află. Bă, Andrei, pizza peste tot. Bă, ești nebun. What? Ce, mă? Bă, Andrei, uite ce e aici. Andrei, un televizor cu pești. Andrei, aici. What? Care erau șansele? Arată exact ca casa noastră din seria de pe secundar. Gen, din apartament, din casa noastră de lângă școală. Băi, nu pot să cred, arată exact la fel. Uite, deci tu, ghiuvetă. Tot ce trebuie, aragaz, cu butelie. Băi, Andrei, hai să stăm la masă să cinstim în cinstea acestei baze. Stai la masă, Andrei. Andrei, stai pe scaun. Andrei. Andrei. Pune-te pe scaun, hai să servim o felie de pizza în cinstea acestei baze superbe. Cum ți se pare până acum? Și efectiv nici n-am explorat-o pe toată. Sunt curios cum ți se pare. E genială pe bune. Bă, da, unde e Andrei? Andrei? What? Bă, Andrei, hai să continuăm turul, gen. Avem un tur de continuat. Nu? Că, bă, Andrei, hai că n-avem timp de astea, trebuie să continuăm să prezentăm baza. Am mâncat prea multă pizza, mă doare burta. Omul meu efectiv se uită la pești. Efectiv am tot ce vreau, mănânc pizza, mă uit la pești, stau în pat. E așa frumoasă viața. Nu mă mai ridic niciodată. Bă, Andrei, ok, totuși ai grijă, poți să te îngrași, adică ai grijă, știi ce s-a întâmplat în episodul ăla de pe secundară? Ai grijă. Între timp o să vă mai prezint eu aici acest mini apartament până se ridică Andrei, că trebuie să-i vină cheful. O toaletă, ok, interesant. Aici ghiuvetă, frumos, frumos, avem un duș. Ok, bun, frumos, ia să vedem ce mai avem pe aici. Aici este bucătăria super mișto și cred că asta a fost în mare parte. Dar mai avem tot la acest etaj o nebunie. Mamă, trebuie să-l chem neapărat pe Andrei. Andrei, vino încoa. Bă, Andrei, trebuie să vezi. Andrei? Ce făceai?
Adică ce faci, gen, mă uitam la pești, da, nici nu mă gândeam la altceva. Andrei, te-ai uitat la tine în ultimele 2 ore, gen, să vezi gen cum arăți sau ceva? Da? Și gen, date că nu văd pești de tine. Ok, da, sigur. Andrei, cred că e timpul să slăbești. Fii atent, deci asta e prea tare, fii atent. Deci, uite-te și tu. Efectiv, în momentul de față, poți să apeși acest buton, să minezi tot, să... Efectiv, bă, stai, nu mai apăsa, vreau și eu, fii atent. Deci, efectiv, apăs butonul ăsta să resetez, am aici toate orurile astea, se minează automat și cad aici. Bă, cât de tare, cine a făcut asta? Wow, vreau și eu ea, fii atent. Doamne, cât de tare, efectiv! Mamă, deci ce a făcut chestia asta e un geniu. Ia, dacă stau aici, mă mine și pe mine? Nu. Bă, dacă de mișto e. Ia, 14 diamante din prima, ia du-te acolo. Păi nu, n-are treabă, ia. Ce, că doar nu cădeam eu un hopper. Stai. Ah, da, ia. Bă, what? Sunt un diamant. Oh my god, ok, tare. Ok, gata, fără de-astea. Ok, și aici avem o zonă interzisă cu... Bă. Nu, pe aici. Nu. N-avem voie, din păcate. Nu. Hai să ieșim de aici. Asta e mină. Da, pare că e închisă, deci hai să ne retragem. Hai să minăm. Nu. Bă, Andrei, ți-am zis că nu putem să nu. Ok. Dă-ți te rog asta. Exact. Hai să mergem aici în camera albastră să vedem ce se întâmplă. Wow! Ferme. Not bad. Ok. Bă, ce mișto. Ce tare. Și fii atent, acum se plantează înapoi. Oh, regele, frumos. Fii atent, am un concurs pentru tine, Andrei. Pentru 10 lei, te bagi? Da, fii atent. Cine omoară cele mai multe găini? 3, 2, 1, nu. Actually, cine face cel mai mult feather? Hai să vedem, cine face cele mai multe pene? 3, 2, 1, start. Hai să vedem. Bă, nu cu pickaxe-ul. Trișor, normal. Păi ai trișat, câte ai? 5? Da, păi normal, frate, că ai trișat, că ai folosit pickaxe. Normal că ai 5. Bă, ce asta, radio? Nu e adevărat? Ba, e cam adevărat, sincer să fiu cu tine. Deci, l-ați văzut, clar. Bă, dar asta e un lift, niciodată n-am înțeles, ce e asta? Wow. Oh! Bă, ești de bun? Oh my god, ok, asta, wow. Păi și acum gen, acum nu mai avem ce face, trebuie gen să ieșim pe altuneva. Nu, să intrăm pe altuneva acum. Acum, Andrei, hai să te... Ce ești în flăcă? Ok, hai să-ți arăt corporația Andrei 2010 SRL, unde își are sediul. Hai să vezi de unde primești tu banii. Tadam! Ia uite, frumos, birouri, calculatoare aici, stă contabila, secretara, eu sunt contabila și secretara, așa că îmi pare bine să te cunosc. Fii atent, uite la asta, efectiv, ai camere afară, gen, oh my god, cât e și mecher. E ca baza mea aia, bă, dar e tare rău, ia du-te la chesturi, gen, du-te la chesturi să văd dacă te văd. Mai știi unde sunt chesturile? Ok, ia, du-te. Băi, uite, sunt o cameră, efectiv. Ia, uite, că te văd, uite, te văd cum vii. Pe aici. Ia, yeah. Ia, uite-l. Bă, nu pe acolo. Nu, uite, sar geamul ăsta. Sari, bă, exact. Uite, eu-s camera. Uite, mă, uite, ăsta și eu, da. Eu-s o cameră, efectiv. Ok, ia, fii atent. Da, e prea mișto. Aici avem laptopuri, frumos, stăm elegant cât de cât, nu știu ce. Ok, bă, chiar e super, super mișto chestia asta. Deci, n-am ce să spun. Bă, cât de tare e, efectiv. Bă, pot să mă uit oriunde. Andrei? Cred că baza asta era a lui Herobrine.